Credințele sunt felul în care gândim despre noi și despre lucrurile care ne înconjoară, felul în care ne percepem pe noi și lumea din jur. Credințele sunt un fel de adevăruri absolute, inflexibile, rigide, formate în copilăria mică, atunci când totul în mintea noastră era doar alb și negru și nu cunoșteam că există și zona cu multe nuanțe de gri. Ele apar ca și concluzii din experiențele de viață, din evenimentele noastre semnificative, din felul în care suntem tratați și în urma avertizărilor și a sfaturilor primite de-a lungul creșterii. De cele mai multe ori nu suntem conștienți de ele, deși acționează asupra noastră la nivel foarte profund, deoarece în baza lor decidem ce fel acționăm și cât de valoroși suntem sau ne simțim. Aceste credințe pot fi negative sau pozitive, în funcție de efectul pe care îl au asupra noastră. Credințele negative sunt cele de genul ceva este în neregulă cu mine, nu sunt suficient de bun, nu sunt bun de nimic, nu voi reuși niciodată, nu am nicio șansă să mă schimb, toată lumea este mai bună decât mine, sunt un prost, sunt prea slab, sunt incompetent, sunt un ratat, nu contez sau nu merit să fiu iubit. Nimeni nu mă place, nimeni nu mă înțelege sau lumea este un loc periculos, sunt neajutorat, fără putere, toți mă trădează mai devreme sau mai târziu, nu poți avea încredere în nimeni, trebuie să deții controlul mereu și să nu lași garda jos. Altfel, ți se vor întâmpla lucruri nașpa, nu ești în siguranță dacă îți exprimi sentimentele. Un alt tip de credințe negative este dat și de ideea că trebuie să faci altora pe plac pentru a fi acceptat, ceea ce presupune să treci peste nevoile tale, să te calci pe tine în picioare sau chiar să renunți la tine pentru cei din jur. Pentru că ești un om rău dacă spui nu, dacă nu faci compromisuri sau dacă îți exprimi furia și tristețea. Cu alte cuvinte, ești un om egoist dacă te gândești la tine. O altă categorie de credințe negative este dată de ideea că este vina mea sau că tot timpul greșesc pentru că ceilalți nu sunt fericiți pentru că nu sunt în stare eu de nimic și ar trebui să mă străduiesc mai mult ca să-i satisfac chiar pe toți data viitoare. După ce avem astfel de credințe, inevitabil ajungem și la gândurile de tipul nu merit să fiu fericit sau nu merit ca lucruri frumoase să mi se întâmple. Toate aceste credințe negative se împletesc cu alte credințe la fel de pesimiste care duc la alte concluzii și mai distrugătoare, precum trebuie să muncesc din greu, să mă sacrific ca să câștig dragostea cuiva sau trebuie să accept această relație toxică sau abuzivă pentru că oricum nu am cum să găsesc ceva mai mult pentru că nu merit. Și ajung până la îmi sabotez relațiile pentru a-mi confirma credința că nimeni nu mă iubește și că nu merit să fiu iubit. Toate aceste credințe negative ne distrug încrederea în sine și ne duc în dificultatea de a avea relații apropiate datorită fricii de apropiere față de cineva și fricii de a fi autentic în fața cuiva, pentru că va observa defectele pe care noi le judecăm la noi maxim. Apar relațiile de dependență și codependență, abuzive sau toxice, teama de schimbare, anxietate, depresie, perfecționism, dificultatea de a stabili limite și granițe sănătoase și toate de la credințele după care ne ghidăm. În video următor îți spun cum poți să identifici și să schimbi aceste credințe. Sunt Elena Paula Ștubei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.